Slăvit să fie Domnul! Amin. Mulțumim Domnului pentru harul de a fi împreună în această seară la părtășie, continuând, așa după cum ne-am angajat, unii cu mai mult timp în urmă, alții cu mai puțin timp, angajamentul de a sluji pe Domnul totdeauna, și ceea ce facem în seara aceasta aici nu este altceva decât să continuăm în legătura frățească să-L slujim pe Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze la această slujire! Amin. E adevărat, timpul pe care noi îl avem aici în slujire face parte din acea frumoasă slujire făcută prin mărturisirea în apa botezului și care nu se va finaliza decât în momentul în care vom ajunge să plecăm la Domnul, când lucrarea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt pe pământ, va fi încheiată și când cei răscumpărați sau cei chemați să fie mântuiți vor fi înălțați în slavă. Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo! Până atunci, spunea cuvântul citit de frați, Efeseni, capitolul 1, suntem chemați, versetul 12, să slujim de laudă slavei sale, noi, care mai înainte am nădăjduit în Hristos. Dragii mei, la aceasta Dumnezeu ne-a chemat pe acest pământ. Și nu numai aici, ci lauda slavei lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, pentru rodul muncii din Isaia, capitolul 53, care va fi aici, prin ceea ce noi vom trăi, va continua și în veșnicie, când Domnul, cu ai Lui, va fi prezent înaintea Sfinților, înaintea Îngerilor și se va duce toată slava, toată cinstea Celui care ne-a răscumpărat pe noi, un norod, un neam din lumea aceasta, îi se va aduce Lui toată slava și toată cinstea. Azi, în veșnicii, numele Lui să fie binecuvântat. Dragii mei, spunea cuvântul în versetul 13 că în timpul slujbei, că în timp ce suntem chemați să slujim de laudă Domnului, Dumnezeu efesenilor le-a dat o lucrare specială ca să poată să ducă această slujbă și această lucrare după voia lui Dumnezeu. Cunoaștem că în lucrarea umană, dacă am putea să spunem așa, fiecare când începe o acțiune, face un proiect, pune niște reguli bine puse la punct și apoi angajează oameni pe care îi instruiește în domeniu și îi cheamă să lucreze în lucrarea respectivă după instrucții, după pregătirile și după regulile care sunt spuse mai dinainte. La fel și în lucrarea aceasta de slujire a lui Dumnezeu, Dumnezeu a chemat oameni și pe acești oameni i-a însuflat cu Duhul Sfânt, le-a arătat reguli și cu ajutorul Duhului Sfânt ei trebuie să meargă în această chemare, pentru ca prin aceasta numele Domnului să fie binecuvântat. Nu putem să intrăm, nu putem să mergem în această lucrare pe proprie inițiativă și să facem lucrări care să atârne de dorințele noastre, să atârne de deciziile noastre, ci în lucrarea lui Dumnezeu a fost lăsat de Dumnezeu Duhul Sfânt, care, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, ne va învăța, ne va călăuzi, ne va sfătui în tot adevărul. Am înțeles că și dumneavoastră, ca și biserică, și alte biserici în vremea aceasta, în special de iarnă, au făcut stăruință după Duhul Sfânt. Care a fost menirea stăruinței și a rugăciunilor ca să primim Duhul Sfânt cei ce nu l-au primit? Sau ca să ne umplem cu Duhul Sfânt cei care simțim că avem nevoie să fim reumpluți de Domnul cu Duhul Sfânt? Care a fost menirea? Dragii mei, dacă ne vom uita în Sfânta Scriptură, vom vedea că Duhul Sfânt are în om menirea dată de Dumnezeu bine precisă și nu putem noi să schimbăm menirea. Dincolo de ceea ce citeau frații aici de arvună, de pecete, care ne garantează pentru viața veșnică, care ne garantează intrarea noastră în împărăția slavei Fiului Dragostei. Dincolo de aceasta, există ceva care Duhul Sfânt îi însărcina de Dumnezeu să lucreze în viața credinciosului. Și pentru ca să-și îndeplinească în viitor menirea de pecete sau de arvună, intrând omul în veșnicie prin această pecete, trebuie să se dovedească în timp ce trăiește omul ascultare, călăuzire și dependență totală de acest Duhul Sfânt. Pentru că trăim într-o vreme în care cei mai mulți sunt
credincioși care au luat primirea botezului Duhului Sfânt ca un simplu act religios, penticostal, care aparține cultului. Dar am vrea să mergem puțin mai departe. Botezul cu Duhul Sfânt nu este doar un act religios, nu-i doar un act religios, ci ceva mult mai mult. Botezul cu Duhul Sfânt nu este doar o acțiune care trebuie să se facă în cadrul bisericii penticostale, că dacă nu se face, își pierde valoarea de biserică penticostală, care înseamnă botezată cu Duhul Sfânt sau scufundată în Duhul Sfânt, ci primirea Duhului Sfânt, ci botezul cu Duhul Sfânt are o menire mult mai profundă. Dumnezeu vrea în inima celui care a intrat Duhul Sfânt să se desfășoare niște acțiuni ale Duhului Sfânt. Dincolo de o dată precisă, obișnuiesc să spun lucrul acesta, și noi am avut la Biserica din Burdujeni stăruință, începutul anului acestuia, mai avem și săptămâna viitoare câteva seri, și obișnuiesc să spun fraților în adunare, dincolo de o dată precisă la care noi facem referință și ne amintim despre ea, trebuie să fie mereu un moment de trăire și călăuzire sub însuflarea Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Uitați ce spune cuvântul Domnului, citesc un verset din 1 Corinteni, capitolul 3, unde apostolul Pavel caută să îi pregătească sau să îi învețe mai mult pe cei din biserica din Corint ce înseamnă coborârea Duhului Sfânt, ce înseamnă intrarea Duhului Sfânt în viața unui om. Citesc de la versetul 16, 1 Corinteni, capitolul 3. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Adică dincolo de o dată precisă, în care ne amintim cu dragoste, cu iubire, cu amintiri frumoase, clipa aceea, nu-i doar o amintire, ci e ceva mai mult. Cei înseamnă că în momentul acela trupul omului devine un templu al lui Dumnezeu. Dumnezeirea se coboară în interiorul nostru prin prezența Duhului Sfânt. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt coboară și are ca și loc de reședință trupul omului. S-ar putea să zică cineva, cum se poate așa? Iată că și în cartea prorocului Isaia, cuvântul Domnului, vorbea încă de pe atunci această gândire și spunea că Dumnezeu locuiește în locurile prea înalte, dar este și în inima sau cu cel care este cu Duhul smerit. Ei, în Noul Testament, apostolul Pavel vine și dezleagă sau arată mai amănunțit aceste cuvinte ale Vechiului Testament care priveau în viitor și arată cum dacă înainte, în templu, Dumnezeu se cobora în Sfânta Sfintelor, astăzi nu mai există templul acela făcut de mână omenească, ci astăzi este templu trupul omului, în duhul minții căruia se coboară Dumnezeu Tatăl, Fiul, prin prezența Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Adică din momentul în care cineva a experimentat această lucrare a botezului cu Duhul Sfânt, dincolo de arvuna veșniciei, dincolo de pecetea aceea pentru veșnicie, ne arată garanția trupului nostru ca și templu ale Duhului Sfânt. De aceea apostolul Pavel spunea tesalonicenilor, trupul vostru, sufletul vostru și Duhul vostru să fie păzite întregi. Și fratele amintea aici, de la timpul de rugăciune, că închinarea aceasta este în Duh, în adevăr, dar toată această închinare în Duh și în adevăr se realizează în trupul omului. Ființa noastră vine înaintea lui Dumnezeu și această ființă trebuie să fie dedicată sau dăruită sau lăsată în voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Versetul 17. Dacă nimicește cineva trupul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Ce vrea să spun aici cuvântul prin apostolul Pavel pentru cei care au primit Duhul Sfânt? Vrea să spună că înainte de a primi Duhul Sfânt, ei au trecut printr-un proces al sfințeniei.
un proces al botezului, al nașterii din nou, când auzirea cuvântului a lucrat în inima credinciosului și în urma auzirii cuvântului, mintea credinciosului s-a schimbat, s-a înnoit și a decis să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos și într-o inimă schimbată și într-un trup care nu face altceva decât ceea ce spunea Pavel în Galateni 2:20. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Într-un astfel de trup curat, sfânt, se coboară Duhul lui Dumnezeu Sfânt, slăvit să fie Domnul. De aceea, dragii mei frați și surori, menirea primirii Duhului Sfânt are ca să mențină pe credincios în starea după voia lui Dumnezeu toată viața. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Tot aici, în Corinteni, citim un alt verset. 1 Corinteni, capitolul 6, câteva, spuneam fratelui Petrică, câteva cuvinte din Sfânta Scriptură, nu noi. Știți că să vii cu ceva nou am vrea, dar Biblia nu se schimbă. Ce-a spus Dumnezeu cu mulți ani în urmă, a rămas valabil și aici. Dacă vreți ceva să vorbim de Apocalipsa, putem rămâne oricând să discutăm, dar cred că în vremea în care noi trăim acum, trebuie să vorbim ceva mai mult de pocăință, de sfințenie, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să rămână în noi și la final să putem să ajungem în cer. Dumnezeu să ne ajute! 1 Corinteni, capitolul 6, spune cuvântul Domnului, versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, dar ai cui suntem? În momentul în care eu am intrat în apa botezului, în momentul în care am declarat că îl voi sluji pe Domnul cu toată viața, în momentul în care Dumnezeu din cer a depus mărturie pentru mine și mi-a dat Duhul Său, al cui sunt eu? Ei, Biblia ne arată că primirea Duhului Sfânt ne schimbă identitatea. Biblia ne arată că primirea Duhului Sfânt este confirmarea schimbării identității. Și pentru că suntem fii, spunea fratele că s-a citit, am primit Duhul Fiului. Ei, ce vrem să înțelegem, dragii mei, din momentul primirii Duhului Sfânt, din momentul în care ne-am înrolat în această armată a Domnului, noi nu ne mai placem nici nouă, nu mai placem nici lumii acesteia, ci suntem chemați să placem Domnului. Doamne, ajută-ne! Versetul 20. Căci ați fost cumpărați cu un preț, s-a plătit preț pentru ca eu și tu să intru în acest har, în această favoare, în această grație a lui Dumnezeu de a fi în părtășie din nou cu Tatăl, părtășie ruptă de păcat, s-a plătit un preț pentru ca eu să pot să mă nasc din nou, pentru ca eu să pot să am mintea înnoită, pentru ca tu să poți să primești din Duhul lui Dumnezeu care te face să strigi Ava, adică Tatăl, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să se coboare din sfera veșnicilor și să moară, să accepte suferința, să fie disprețuit, după cum citea fratele aici, să iasă afară din tabără și să sufere, pentru ca eu și tu să primesc acest har. De aceea Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, ne îndeamnă și spune, proslăviți, dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. A cui e trupul nostru? A cui Duhul nostru? A cui trebuie să fie sufletul nostru? Ei, toate acestea întregi, din momentul în care noi l-am primit pe Dumnezeu și am jurat credință, Dumnezeu vrea să fie dedicate toate în voia Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dedicarea în lucrarea Domnului nu înseamnă doar a păstorului, a prezbiterului sau a prorocului, ci dedicarea în slujba lui Dumnezeu înseamnă a fiecărui credincios, ducând o viață sfântă și frumoasă. Vreau să citesc un verset de la Apostolul Petru, făceam deja referință la prima parte din acest verset. Apostolul Pavel, în scrierea către evrei, dacă el este cel ce scrie cartea aceasta, uitați ce spune aici, versetul 13, hai să citim de la 12. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă, să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui, căci noi
N-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei ieșire în afară și un accept de batjocură din partea celor care până mai ieri erai cu ei împreună și de azi, din momentul o pocăinței sau a deciziei, nu mai ești cu el. Pentru că privirea noastră, dragii mei, din momentul în care am simțit părtășia cu Dumnezeu, se îndreaptă spre o cetate care e dincolo și spre care în grădina Edenului omului prima dată i s-a furat gândirea. După ce i-a furat diavolul gândul și a început să mediteze spre ceea ce nu trebuia să gândească, ușor a fost ca mâna să fie dusă spre pomul oprit și fructul respectiv să fie luat și în momentul în care a mâncat din pom, slava lui Dumnezeu s-a ridicat și omul s-a văzut că este gol și a început să vadă ceea ce de fapt există în el. Ei, în Noul Testament, redobândirea vieții și a slavei începe în aceeași privință. Prima dată Dumnezeu vrea să preia mintea noastră și Romani capitolul 12 spune prin înnoirea minții și Coloseni spune prin înnoirea Duhului minții. Pentru că în momentul în care credinciosul are mintea înnoită, în momentul în care în Duhul minții credinciosul are Duhul lui Dumnezeu, ce ușor este să întinzi mâna spre voia lui Dumnezeu, spre lucrările lui Dumnezeu. Și apoi, în final, după ce ne dăm toate silințele, cum spune Apostolul, după ce dăm mădularele noastre, roabe ascultării de Hristos, în final, Dumnezeu din cer, prin puterea pe care El o are de a supune toate lucrurile, va transforma trupul stării noastre smerite în asemenea trupului slavei sale, numele Lui să fie binecuvântat. Ei, dragii mei, pe acest pământ suntem implicați în acest proces al schimbării. Și pentru că acest proces al schimbării să se realizeze în viața noastră, spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 14, versetul 26, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța. Ce înseamnă dovadă că un credincios a primit Duhul Sfânt? Dovada că un credincios a primit Duhul Sfânt, vorbesc în sfera aceasta a pasajului de la pocăință până la răpire, la mântuire sau la moarte, nu înseamnă altceva decât acel credincios să accepte, să rămână și să fie învățat de Duhul Sfânt. Asta înseamnă botez cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă primirea Duhului Sfânt. Nu înseamnă odată, nu înseamnă o vorbire în altă limbă doar și au multe daruri. Și uitați ce le spune Pavel și voi, versetul 13, și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu o vorbire învățată de la Duhul Sfânt. Ce înseamnă a fi botezat cu Duhul Sfânt? Hai să luăm așa în etape de jos în sus. Copilul, tânărul, adolescentul care a primit Duhul Sfânt la 15, poate la 18, dovadă că a primit Duhul Sfânt, el se lasă să fie învățat. Dar dacă nu se lasă să fie învățat și totuși vorbește în altă limbă. Ei, dragii mei, nu numai vorbirea în altă limbă, nu numai mâina ridicată și o cântare în altă limbă. Adevăratul Duhul Sfânt care vine va îndemna pe cel care îl are să rămână în ascultare. Doamne ajută-ne la aceasta. Vorbim la raportul părinți-copii, vorbim la raportul copii-învățători sau profesori la școală, pentru că ceea ce Dumnezeu a aprins în noi, lumina, vrea să fie o lumină așezată pe un vârf de munte. Doamne ajută-ne să fim așa. Ce înseamnă pentru predicatori a fi botezat cu Duhul Sfânt? Înseamnă o vorbire inspirată din Duhul Sfânt, prin cuvântul Evangheliei. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ce înseamnă pentru credincioșii din Vicul sau din altă parte, sau din Bibolărie sau din Suceava, a fi botezat cu Duhul Sfânt? Ce înseamnă? Cuvinte pline de har, drese cu sare în raportul nostru ca și vecini, ca și colegi de muncă sau ca și muncitori și patroni. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Acum am putea să ne oprim și fiecare dintre noi să dăm așa filmul vieții noastre înapoi și să identificăm
toate momentele din viață au fost întrebuințate în vorbire, o vorbire sub călăuzirea Duhului Sfânt? Doamne, ajută-ne la aceasta! Știi ce spune cuvântul Domnului? Vreau să citesc versetul acesta din Efeseni, în capitolul 4, versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și nu ne oprim aici. Hai să citim și versetul 1 din capitolul 5, că pasajele în Scriptură sunt împărțite ele, dar ideea e în contextul cărții. Urmați, dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii, Duhului Sfânt trăind adevărul. Doamne, ajută-ne! Amin! Un alt cuvânt pe care am vrea să-l citim tot din Sfânta Scriptură, în Faptele Apostolului, în capitolul 9, uitați ce spune aici cuvântul Domnului, tot cu privire la această învățare. E vorba despre Apostolul Pavel, care și el a fost chemat să slujească în predicare Evangheliei și spune Duhul, cuvântul Evangheliei aici, Dumnezeu îi vorbea lui Anania despre Pavel următorul adevăr. Citesc de la versetul 15. Dar Domnul i-a zis, du-te că cel este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și voi arăta ce trebuie să sufere pentru numele meu. Și Anania a plecat, s-a rugat pentru el și a zis, și să te umple de Duhul Sfânt. Ce a trebuit să învețe Apostolul Pavel? Să primească de la Dumnezeu prin descoperire tot ceea ce trebuia el să învețe pe altul. Dragii mei, frați și surori, am putea spune că Apostolul Pavel trebuia să fie învățat pentru că avea o misiune deosebit de mare, de a predica Evanghelia în neamurilor, în atâtea părți. Noi n-am trebuit să fim învățați de Domnul. Oare să fie așa? Nu fiecare dintre noi ca și credincioși, pe propriile noastre puteri trebuie să înțelegem că nu putem face nimic, ci singurul care ne poate ajuta în viața noastră zilnică, în activitățile noastre și în lucrarea de slujire a bisericii, este numai Duhul Sfânt, numele Domnului să fie binecuvântat. Ce frumos este când fiecare în parte, mădular, se lasă în această călăuzire sfântă a voii lui Dumnezeu care vine de sus și care direcționează pe oameni potrivit cu adevărul lui Dumnezeu. În fiecare biserică este Sfânta Scriptură. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei un adevăr, citesc acest adevăr și apoi explicăm puțin pe marginea textului din Timotei, unde Pavel îi spune următoarele lucruri lui Timotei. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. S-ar putea vis-a-vis de acest verset cineva să spună așa, dar chiar e nevoie de Duhul Sfânt să mă călăuzească dacă eu am Sfânta Scriptură? Chiar e nevoie să primesc Duhul Sfânt dacă eu am Sfânta Scriptură și orice cuvânt al lui Dumnezeu îi duc și viață? Dragii mei, frați și surori, să nu uităm că în momentul în care Apostolul Pavel vorbea de Scriptură, vorbea de descoperirile lui Dumnezeu din Vechiul Testament, vorbea de legea lui Moise dată de Dumnezeu prin Moise, vorbea de adevărul lui Israel care a fost învățat să se apropie de Domnul. Așa că pentru a putea împlini acest adevăr pe care Dumnezeu l-a lăsat, Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt în viața credinciosului, tocmai pentru ca ajutorul în împlinire să fie mult cu eficiență mai mare. S-ar putea să zic, eu am cuvântul și mi-e suficient. Cuvântul aduce informație, dar Duhul Sfânt aduce putere să împlinim informația.
Cuvântul aduce cunoștință, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dă putere să împlinim cunoștința. Așa că cuvântul fără Duh nu poate să meargă înainte. Și oricine va zice, eu mă uit în cuvânt și împlinesc cuvântul și lasă pe Duhul Sfânt deoparte, va merge un timp foarte scurt și va vedea eșecul din viața lui. Dar ferice de credinciosul care se adapă din cuvântul lui Dumnezeu și care, plin de Duhul Sfânt, merge înainte, lăsându-se călăuzit și ajutat de Duhul Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amintea fratele la rugăciune și spunea, citesc versetul acesta, Romani, capitolul 5, versetul 5. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. În momentul în care noi am primit Duhul Sfânt, vine o măsură mai mare din dragostea lui Dumnezeu. De ce zic mai mare? Pentru că cuvântul Domnului spune în Epistola după Ioan, citesc, prima dată dragostea lui Dumnezeu în inima oamenilor nu-i turnată prin Duhul Sfânt. Uitați ce spune aici cuvântul. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 3, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Știți cum vine prima dată dragostea de Dumnezeu? Prin informația pe care o ai prin cuvântul Evangheliei. Și cu cât citești mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, primești informație, în tine crește intensitatea dragostei de Dumnezeu. Și în momentul în care crește intensitatea dragostei de Dumnezeu, tu îl rogi pe Dumnezeu să-ți dea Duhul Sfânt și prin măsura Duhului Sfânt primit, potrivit cu măsura de credință primită din poruncile Domnului, vine o altă măsură mai mare care te ajută la împăzirea poruncilor lui Dumnezeu, dar nu de frică, nu de porunca pedepse sau de atitudinea pe care Dumnezeu o va avea la final, ci de dragostea lui Dumnezeu pe care tu ai simțit-o împărtășie cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De ce ne-a dat Dumnezeu și ne dă Duhul Sfânt? Pentru ca să mergem dincolo de porunca legii și să mergem la atitudinea dragostei turnată prin Duhul Sfânt și ceea ce ne spune Domnul, să nu facem din poruncă, ci să facem de dragul Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cu mulți ani în urmă, chiar imediat după ce m-am întors, nu știu dacă v-am spus experiența aceasta pe care am avut-o, după ce m-am întors din Italia, am fost undeva într-o biserică împreună cu niște frați, nu știam zona, nu cunoșteam fratele, și înainte de a ajunge la el, ne-am oprit undeva la o slujire sâmbătă seară, am dormit acolo și noaptea Domnul mi-a arătat un vis. Și mi-a arătat ce va fi la slujirea duminică dimineață și atitudinea din biserica aceea. Și am văzut cum, așa la baza unei clădiri, era ca un loc luminos în clădirea respectivă, ca un cuptor. Și am văzut un slujitor care era la bustul gol, așa dezbrăcat, lua oameni și îi punea în cuptor și apoi scotea pe oamenii aceia din cuptor și îi punea așa ca într-o vitrină. Imaginea aceea m-a mișcat așa în vis, m-am cutremurat și parcă am încercat să fug. Visul continuă, a doua fază a visului, mă văd din nou cu frații în mașină, ne oprește poliția și poliția a zis, trebuie să vă opriți, e problemă, nu mai puteți să mergeți înainte. Mă trezesc dimineața și mă gândesc, Doamne, ce însemna visul acesta? Am înțeles din partea lui Dumnezeu și am zis fratelui care eram, frate, unde mergem noi astăzi dimineață? Cine-i slujitorul la care mergem? De ce? Și zic, uite de ce, uite ce mi-a arătat Domnul și îi spun visul. Și zic, slujitorul acesta forțează pe oameni să trăiască într-un fel cum crede el și cu trăirea fiecărui om în parte se laudă celorlalți. Așa e la noi în adunare. Zic, dacă visul e de la Domnul, să știi, când ne întoarcem, poliția ne oprește și o să avem probleme. Și Domnul mi-a pus pe inimă să predic în ziua aceea următorul subiect. Ce fac? Fac din dragoste pentru Domnul. Știți de ce Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt? Pentru ca să înțelegem dragostea lui Dumnezeu și ce facem. Să nu facem că mama, că tata, că fratele ne obligă, ci să facem în urma părtășiei noastre cu Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta!
Ei, e adevărat, am plecat, frații au rămas suspicioși pentru că erau prieteni, știa slujitorul, întorcându-ne acasă la miez de noapte, la ora 2, ne oprește la Câmpul Lung, o depășire pe linie continuă, ia permisul la șofer și alții au condus mașina. Știi ce vreau să spun cu aceasta, dragii mei? Noi primim Duhul Sfânt de la Dumnezeu, tocmai ca intensitatea dragostei lui Dumnezeu să intre în lăuntru fiecărui credincios. Și să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să ne învețe în detaliile vieții noastre tot ceea ce trebuie să facem. În direcția aceasta spunea Apostolul Pavel, până când vă veți supune la porunci ca acestea, nu lua, nu gusta. Ei, dragii mei, ca și biserică, au trecut atâția ani. Ca și credincioși avem ani de zile când venim la adunare. Dumnezeu vrea să fim călăuziți de Duhul Sfânt, adică oameni maturi, care să înțelegem voia Domnului în Scriptură și să nu ne fie greu în a accepta ceea ce Domnul ne învață. Doamne, ajută-ne la aceasta! Duhul Sfânt, menirea lui Dumnezeu să călăuzească pe oameni în voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Te lași tu călăuzit de Duhul Sfânt din momentul în care ai primit această arvună? Te lași tu călăuzit din Scriptură în momentul în care ai primit tu această arvună? Sau zici, va fi ca și mai înainte? Vă amintiți de un om din Sfânta Scriptură, care Duhul lui Dumnezeu era peste el și care a primit menirea din partea lui Dumnezeu să rămână în hotarele lui Dumnezeu și care a călcat cuvântul Domnului? Și după ce s-a jucat așa cu Dumnezeu, spunând că puterea îi se poate lua dacă face asta, dacă face cealaltă, la final spune el, se scutură și voi face ca înainte. Poate că în seara aceasta vei spune, chiar dacă am primit Duhul Sfânt, voi trăi ca și mai înainte. Dragul meu, nu. Dumnezeu vrea să fie o făptură nouă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Corinteni. În 2 Corinteni, în capitolul 5, e adevărul Scripturii care ne îndeamnă în urma primirii Duhului Sfânt să se dovedească în viața noastră această realitate. Versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Doamne, ajută-ne să fim oameni noi. Am primit Duhul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să fim părtași firii dumnezeiești. Citesc și versetul acesta. E Apostolul Petru care îl spune, dragii mei, în a doua sa epistolă. Pentru că n-am vrea, dați-mi voie să vă spun, ca unul care am slujit în biserici în afară, încă mai slujesc mergând prin biserică și observ declinul adunărilor penticostale, un declin în a se identifica mai mult cu lumea și în vremea aceasta Dumnezeu vrea să chemăm poporul la sfințenie, la pocăință. Spuneau frații și la timpul de rugăciune, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și dacă chem pe Dumnezeu ca Tată, Doamne ajută-ne să fim și noi sfinți, cum este El. A doua epistola lui Petru, capitolul 1, versetul 3 și 4. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. Prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Care sunt făgăduințele făcute biserică din bivolărie? Făgăduințele lui Dumnezeu făcute cu privire la noi este că L-a trimis pe Domnul Iisus să ne scoată din lumea aceasta plină de păcat și de mizerie și prin El ne-a pregătit un loc în cer. A plătit prețul răscumpărării noastre și la acest preț al suferințelor și al ieșirii din lumea de păcat suntem chemați fiecare dintre noi pentru ca să privim spre ținta făgăduinței mărețe, împreună să fim cu Domnul totdeauna. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ei, Dumnezeu ne-a făcut aceste făgăduinți, dar și-a dat seama Dumnezeu că omul nu poate să împlinească aceste făgăduinți, ci a trimis pe Duhul Sfânt,
Ferice de omul care primește Duhul Sfânt, care se lasă călăuzit de Duhul Sfânt ca să împlinească cerințele Domnului și să primească făgăduințele date de El. Doamne, ajută-ne să le avem, ca și prin El, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Am primit făgăduința. Domnul Iisus s-a înălțat la cer și a zis ucenicilor: rămâneți în cetate până veți primi o putere. Era făgăduința lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos. Ce însemna această făgăduință? Însemna, dacă citim după versetul acesta, o despărțire de firea pământească totală. Ce înseamnă primirea Duhului Sfânt? Înseamnă o despărțire totală de lume și o lipire totală cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ei, exact ceea ce spunea, îmi vine în minte versetul din Iosua. Pentru că s-ar putea cineva să spună: cum putem să ne facem noi una cu Dumnezeu? Dragii mei, prin Duhul Sfânt noi trebuie să fim una cu Dumnezeu. Cine se lipește de Domnul este un singur Duh cu El. Dar uitați cum trebuie înțeles acest adevăr. Iosua, capitolul 1, versetul 8, verset foarte cunoscut. Îl punem în practica zilei noastre de astăzi. Citesc: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte. Și atenție, ce cuvânt urmează? Căutând. Știți ce înseamnă asta? Adică nu că vom realiza 100% să facem ce scrie în Biblie, dar Domnul vrea în fiecare zi să căutăm să facem ce scrie în Biblie. Nu că vom realiza 100%, poate să înțelegem vocea Duhului Sfânt, dar să ne dăm silințele să căutăm să o înțelegem. Ei, una este când cineva se anevoiește și alta este când cineva este indiferent de ceea ce vrea Dumnezeu. Ei, Duhul care ne vrea cu gelozie, Dumnezeu l-a pus în noi tocmai cu menirea aceasta ca să împingă pe om mai aproape de Dumnezeu. Te lași tu împins de acest Duh al lui Dumnezeu mai aproape de Dumnezeu? E un efort care trebuie să-l depunem și noi, dragii mei. De aceea dați-vă și voi toate silințele. Vei simți în mintea ta, în Duhul tău, în inima ta, un îndemn: hai să citești Scriptura. Dacă nu te apleci, îndemnul acela va trece și vei face altceva. Vei simți un îndemn: hai mai mult la adunare, la rugăciune. Dacă nu vei da curs îndemnul acela, vei găsi altceva să faci. Ei, Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt tocmai să ne stimuleze, să ne îndemne, să ne ajute să ne apropiem mai mult de El. Lasă-te însuflat, lasă-te împins, lasă-te mânat de acest Duh al lui Dumnezeu și nu vei greși. Care-i dovada că avem Duhul Sfânt, că am primit Duhul Sfânt? Este că nădăjduim în voia lui Dumnezeu și ascultăm de ceea ce El ne învață. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Spunea Domnul Iisus Hristos: vă va învăța, vă va aduce aminte. Ce să-mi aduc aminte? Simplu. Nu intru în detalii, vă rog să citiți acasă și să vedeți cum Duhul Sfânt le-a adus aminte ucenicilor. Sunt atâtea pasaje în care ucenicii după înălțarea Domnului s-au confruntat cu situații și au spus: ne amintim de cuvântul spus de Domnul. Ce să-ți aducă aminte Duhul Sfânt pe care l-ai primit? Știi ce să-ți aducă aminte? Ce ai citit în Scriptură. Să-ți aducă aminte ce ți-a spus mama și tata pe când erai mai mic. Să-ți aducă aminte ce ai auzit de la amvon când se predica. Dar dacă la amvon când se predică tu faci cu totul altceva, dar dacă în loc să citești Biblia tu citești cu totul altceva, când vei fi în mijlocul încercării vei spune: dar de ce Duhul Sfânt nu m-a înștiințat? Știi ce nu te-a înștiințat? Pentru că nepăsarea ta a făcut să nu-L facă pe Duhul Sfânt să te înștiințeze. Pentru că e un cuvânt în cartea Proverbe care spune: Domnul binecuvintează mâinile harnice. Am vrea Domnul să ne binecuvânteze la muncă sau în agricultură, dar tot la fel e și în câmpul Evangheliei. Când vine ispita, când vine provocarea, credinciosul care s-a rugat, credinciosul care a meditat la Dumnezeu, numai primește un îndemn în Duhul lui prin Duhul Sfânt și trece pe lângă. Și celălalt rămâne acolo și pierde. Vrei să te lași învățat? Vrei să te lași sfătuit? Vrei să-ți aducă Duhul Sfânt aminte?
Rămâi în armonia voii lui Dumnezeu prin Scriptură și Dumnezeu te va binecuvânta. Ceea ce mă rog, dragii mei, pentru cei care suntem botezați cu Duhul Sfânt, Dumnezeu să ne ajute să dovedim lucrul acesta prin trăire, împlinind cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru cei care încă n-au primit Duhul Sfânt, să lăsăm cuvântul Evangheliei să lucreze în viața noastră și dorința noastră să fie sinceră și să-L rugăm pe Domnul, Doamne, ajută-mă să primesc și eu Duhul Sfânt, să nu acceptăm învățătura care spune că se poate și fără Duhul Sfânt. Vreau să vă spun ce spune Biblia. Biblia arată adevărul foarte clar. Hai să citesc și versetul acesta. Mă gândeam să închei, am uitat în minte versetul din Romani, capitolul 8. Și apoi ne oprim și vom medita noi, fiecare dintre noi, la casele noastre. Uitați ce spune cuvântul aici. Versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Adică s-ar putea cineva să spună și am Duhul Sfânt, dar să nu fie dovedit în adevăr. Deci Duhul Sfânt locuiește în noi dacă trăim în adevăr. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Vreau să spun ceea ce înțeleg de aici, fără să dezidesc un gând al căruia care înțelege altceva. Cred că există o diferență între Duhul lui Hristos și Duhul lui Dumnezeu. Din punctul de vedere următor, omul, cum spunea fratele, este compus din trup, suflet și duh. Cred că și Iisus Hristos a fost compus din duh, suflet și trup. Toate trei le-a avut. Aici e vorba de Duhul lui Hristos, adică Duhul omului Iisus Hristos, în a cărui interior era năzuința mereu să facă voia lui Dumnezeu. Și ce vrea cuvântul aici? Vrea fiecare credincios în Duhul lui să aibă mereu dorința de a fi ca și Iisus. Și apoi Iisus Hristos în Duhul lui a avut plinătatea Duhului Dumnezeu. Și fiecare în Duhul nostru care năzuiește și dorește să-i placă Domnului, trebuie să avem prezența Duhului Sfânt care, citesc mai departe, versetul 11, și dacă Duhul Celui ce-a înviat pe Iisus Hristos, adică nu Duhul lui Hristos, ci Duhul Celui ce-a înviat pe Hristos, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, locuiește în voi, Cel ce-a înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Ce-a vrut să spună Domnul Bisericii din Roma? A vrut să spună Domnul Bisericii din Roma că năzuința fiecărui roman trebuie să fie după năzuința lui Iisus. Care a fost năzuința lui Iisus? Să facă totdeauna ce a spus Domnul Dumnezeu. Adică împlinirea exactă a Scripturilor. Asta trebuie să fie năzuința Duhului meu și năzuința Duhului tău. Și în Duhul meu, înnoit, nu influențat de Duhul cel rău, ci înnoit de Evanghelie, să se coboare Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să mă călăuzească în tot adevărul sau să-mi ajute năzuinței mele, dorinței mele de a face voia Domnului, să o duc la îndeplinire. Și în final, după ce El mă va ajuta și mă voi lăsa ajuta de El, să mă răpiască, să mă transforme și să mă ducă în veșnicii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vrei să ajungi acolo? Rămâi la îndemâna Sfintelor Scripturi. Vrei să ajungi acolo? Lasă-te călăuzi de Duhul lui Dumnezeu. El care a venit de sus ne va duce acolo sus. Doamne, ajută-ne. Amin.